vestiarul formației târgoviștene s-a lăsat liniștea după pierderea Cupei României chiar pe teren propriu în fața lui Goldiș Icim Arad. Fetele lui Dan Fleșeriu nu au avut însă prea mult timp pentru a suspina și au trebuit să se mobilizeze pentru finala campionatului. În acest timp de aproximativ o lună, un semn de întrebare pentru fanii basketului dâmbovițean l-a ridicat decizia antrenorului de a-și lăsa barba să crească. Și dacă unii s-au gândit că acesta ar putea ține doliu după cineva drag, a existat și zvonuri că ar fi pierdut un pariu odată cu pierderea trofeului. Supărat sunt, Doamne, arăși, supărat. Însă după ce s-a văzut cu titlul de campion în mână, Dan Fleșeriu a declarat că prin acest gest a găsit o modalitate de a demonstra cât de rău îi pare de eșecul suferit. Luați barba acum? Da, fetele erau pregătite aici, înainte de mine, să au dus să mă bărberească. Nu mi-au mai bărberit de după cupă, vreau să spun treaba asta, că regret enorm de mult că nu am câștigat și cupa pe care a fost acasă. Dar aia va rămâne un permanent regret pentru mine, pentru că am avut șansa destul de bună să câștigăm. Noi eram destul de pregătiți, mai ales la nivel mental, și acolo am pierdut. Și ați văzut că complexul ăsta, să zicem, cu când avem multe puncte și cădem, l-am avut în fața Aradului, în păcate, tot sezonul. Poate și pentru că banca era foarte scurtă. De a demonstra cât de rău îi pare că formația sa a suferit acest eșec. Cu un zâmbet larg și proaspăt bărbierit, Dan Fleșeriu a fost prezent aseară la emisiunea Sport Show, unde a dezvăluit că nu a fost vorba de un pariu, ci doar de o alegere personală. Domnia sa nu a venit de unul singur, a adus și cupa, stimața lui Sadou, o avem aici. Uitați-o, aceasta este cupa pe care aseară oficialii Federației Române de Basket au înmânat-o. Formație noastră, domnia s-a venit și cu tricoul de campion și cu medalia de campion. Și mai ales a venit fără barbă. Ce s-a întâmplat cu barba noastră și a fost vorba de un pariu? Nu, n-a fost un pariu. După ce am pierdut semifinala din Cupa României, am decis să nu mă mai bărberesc până terminăm campionatul. Chiar m-au întrebat o mulțime de lume dacă am avut vreun necaz în familie sau dacă sunt în doliu, și am zis da, sunt în doliu pentru că am pierdut Cupa României. Și iată că v-ați ținut de cuvânt, după ce la terminarea campionatului am câștigat și titlul și dumneavoastră ați dat barba rău.